Și s-au luat noi, dacă și nu eram obișnuit, dar mai mult ca asta e mine, voi să plece cu munca toată, dar... Și acolo ai... cât ai jucat? De ce ai venit în height? Pur și simplu mi-a plăcut mereu ideea de a juca, de a evolua, de a face performanță în țara mea, deși sunt un patriot, sunt foarte patriot și am fost mereu de ideea că a face performanță afară este ok, adică este, dar nicăieri nu este ca acasă. Și pur și simplu am ales Petrolul pentru că este un club cu tradiție, este un club foarte important în România și este de ceea ce aveam nevoie eu. Am înțeles. Încă n-ai debutat pe Arena Ilie Oană, dar ai fost la meci. Cum ți s-a părut atmosfera? Atmosfera a fost foarte frumoasă, foarte, foarte caloroasă, să zic așa, suporterii, mă dați seama, sunt... din punctul meu de vedere, cei mai tari din România, nu se compară nici cu Steaua, nici cu alt club din țară și au fost foarte caloroși, foarte, au susținut echipa până la sfârșit și asta este un lucru foarte important. Arena, cum ți se pare? Arena este foarte frumoasă, este foarte, foarte emoționant să calci pe această iarbă. Abia aștept să debutești. Ți-a trebuit curaj să mergi în Vietnam? Vă dați seama, a fost foarte greu pentru mine la început, eram tânăr, aveam 22 de ani, sunt tânăr, dar la 22 de ani pentru un tânăr să ajungă în țările alea și singur și nu știi engleză, nu limbă, nu nimic, a fost foarte greu, dar ambiția și sacrificiile care le-am făcut de când eram mic mi-au dat forță și curaj. Se mâncau tot felul de porcării, animale ciudate, dar se mâncau și mâncarea lor tradițională, care era compusă din sosuri speciale sau mai știu eu ce, care nu ne-am gustat, că nu. Mulți atleți care mă încântă și care mă inspir în viața de fotbal, viața exterioară. În general îmi place foarte mult de Ronaldo, ca și viața exterioară și cum modul lui de a juca. Deși, da, Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Deși mulți crede că este arogant sau mai știu ce, dar asta este stilul lui și pur și simplu face foarte mult bine viața externă, nu numai exact. Dar un fotbalist român? Un fotbalist român, ca orice român, mi-a plăcut foarte mult de Hagi, a fost generația noastră, Hagi, Mutu și Chivu, deci asta îi cunoșteam cel mai mult. Cum te simți conducând un Porsche? Mă simt în siguranță, este mașina care mi-am dorit-o de mic, ca mașina în care am reușit să o cumpăr și este totuși o chestie, o mândrie pentru mine că am reușit de unul singur să-mi ating scopul ăsta, prima mea mașină. Tot din Galați? Da.